Pace și bună ziua! Astăzi vrem să facem o plăcintă cu mere. Am aici niște mere care nici nu le-am scos de aici din coș. Așa. Am găsit ieri la Kaufland și erau și la ofertă. Așa. O să vă arăt eu și merele cât le cântărim. Doar acum vreau să pun. Deci, m-am pus și m-am pregătit toate. Facem plăcintă cu mere. Eu trebuie să vorbesc la telefon și eu am avut ocazia să-l pregătească. Da. No, acum, prima îmi pregătesc eu laptele ca să încălzesc pentru a lua că fac cu drojdie. Și acum, punem lapte. Unde e litri, Daci, ca să vezi? Acolo e chiar în fața mea, 100 de mililitri e pus. 250. Așa. Și acum pun și apă. Zice bunica lui Angie, că dacă pun lapte în aluat, ci că se întărește. De-aia se pune apă. Îndoiesc, cum se zice, cu apă. Deci acum ai 200? 50. Și acum mai punem până la 500. Oh, că mai ai. Ok. 500, atâta? Da. Ok. Acum asta o punem la încălzit. De jumate lapte, jumate apă. Acum punem și unt. Eu îl pun aici să se încălzească. Cât am? 100. Nu mai pun. E bine 100. Îl punem aici. Și acum iau zahăr. Uite, ăla l-am uitat. 100 să fie. 120. 100. Puțin zahăr. Și zahărul ăsta îl punem tot aici. Să se încălzească. Așa. Un kil de făină folosim? Nu o să pun un kilogram, fiindcă eu vreau să fac o foaie de din jos și o foaie deasupra. Și atunci e suficient. Atâta o să cântăresc eu. Asta cu... e acum nou început. Da, da. Okay. O să cântăresc. Acum... o să tăiem o feliuță de 50 de grame. Uitați. 50 de grame de drojdie. Și punem laptele. Cam fierbinte. M-am dat seama că și tabur. Și stai să pun și sare. Sarea în prăjitura cu măr e foarte importantă. Uitați. O linguriță. Două. Cam așa. Deci și dumneavoastră puneți cât credeți după gust. Dacă nu știți, sunteți mai tânere și nu știți, la jumătate de kilogram de făină se pune jumătate de lingură de sare. Că la kilogram se pune o lingură. M-ați înțeles. Așa. Eu pun ouăle astea cu totul. Nu mai albușul separat. Așa. Și punem laptele. Acum am pus tot, fiindcă zahăr am pus aici în lapte, care s-a încălzit. Da, 100 de grame. Da. Da, așa. Cred că nu mai trebuie lapte de fier. Eu cred că mai da. Nu mai vreau nimica. Nu mai?
Și atunci... Asta rămân cu el. Da, numai vedem cât lapte a rămas, cât și apă. Deci lapte combinat cu apă. Vedem cât lichid a mai rămas și atunci știm să scriem la rețetă cât s-a pus. Foarte puțin s-a pus. Așa. Deci, nu pot să-l frământ așa. Tu să te speri pe mâine? Nu, nu trebuie să fac nimic. Uite așa. Curățăm vasul, bine, bine. Și acum... frământeam, cum se zice. Ce bine miroasă în spatele tău, că n-ai dat drumul la hotă. Vine... Păi am închis hotă, că ai vorbit la telefon. Vine tata Roma aia de la șoricul ăla fumat și l-ai pus acolo în varsă. N-ai văzut? S-o venit mirosul. Da, și mă deranjează că mai am foame. Să nu spun că ai și mirosuri acum. Am. Ei, poate că face ceva. A, nu, am miros, dar nu am ca și înainte de corona niciodată. De la corona am rămas tăți cu ceva. Eu toată vara am fost răcită așa, puțin, semi, cum se zice. Astăzi mi-s răcită, mâine nu mai mi-s, dacă iau ceva și peste 2-3 zile. Iar asta e de la corona. Eu n-am fost așa până acum. Deci e frământat foarte, foarte bine. Vedeți? Și acum îl punem la dospit. Și ăsta mai folosești undeva? Nu. Sau... Adică îl folosesc. Fac eu ceva, un lambuș, ceva. A, bine, dar nu la prăjitura asta. La asta nu mai, ca gata, să știu cât lichid s-a pus, știi? N-ai cum să știi, fiindcă el a fost mai cald și a mai adăugat... Un pic, lasă să văd cât e totuși aici. Ai pus 500, ai mai pus apă. Păi da, acum spun. Da, acum ai tot 500. Ioi, Doamne, numai cu mami să nu faci rețete. Ce să fac, mă scuzați, mă iertați, că așa mi-s eu. Ia ca așa și acum punem afară la ridicat, să se ridice. Cam, ce să știu să spun, 100 de mililitri de lapte și 100 de mililitri de apă, să zic. Cam așa. 200. Deci, aici lui 500. Deci, între timp o vorbi la telefon și eu am fost atentă că avem o problemă cu Natalia, cu școala. Și am fost atentă și n-am fost atentă din coace. Sau 150 de mililitri de apă, 150 de mililitri. Nu 150, nu. 100. Dacă puneți 100 de mililitri de lapte și 100 de apă, e suficient. Nu trebuie mai mult. Fiindcă nu i-a luat mult. E numai jumătate de kilogram. Vedem și câtă făină s-a pus. Deci aici mai e 400-600 s-a pus. Merele nu le-ai cântărit. Merele să le cântăresc. Da. 600 de făină, 100 de lapte, 100 de apă, aproximație, acum nu știu sigur, 50 de grame de drojdie, 100 de grame de zahăr ai pus și acum vedem și câte mere. Și 2 ligurițe de sare. Hai să cunoaștem mai. Cât e un măr. 250 au avut un măr. Acum ai un kil.
un kil 200, un kil 550. Un kil 500. Da. Șase sute. Două kilo sute. Două kilograme. Acum, eu le fac cu tăt cu coajă. Dar scot asta. Ele s-au fost spălate. Da. La ofertă și am zis, hai să le iau. Răzătoarea, să știți că mă place foarte mult, are ochiurile astea mari față de celelalte. De unde e luat? Nu mai știu. De la Dedeman, acolo în Michelaca. Dedeman? În Michelaca, când ne-am dus să luăm, nu știu ce, lipici. Da. Să iei lipici. Aha. Nu punem pe pauză până să răzălesc. Așa, aluatul a crescut frumos. Și acum pregătim tava. O să mă întrebați dimensiunea lui tava. Nu știu. Tava normală. Trebuie să o măsor. Și pe mine mă întrebați de ce n-am pus vanilie în aluat. Uitat. Am uitat, fiindcă vă spun că sunt foarte năcăjită pentru Natalia. Vomită și are diaree. Și... E neplăcut. Îi trece, am luat tratament. Ce să facem? Mă scuzați. Dumneavoastră puneți lămâie răzălită, vanilie... Auzi că și prietenul ei de la grădiniță... Vlad, cu care s-a jucat. Așa. Are și el. Nu. Când ne întâlnim cu prieteni, chiar dacă nu mai mers la grătiniță, tot mai au unul de la altul ceva. Și s-a întâlnit și cu mai câțiva, cu Lavinia, s-a jucat tot colegă de grădiniță. Ce să faci? Asta e. Nu pot să-i țin în cușcă. Să știți că a luat uicant. Da, o sta la soare. Ia așa. Și-l tăiem pe două. Vine o foaie de jos și una deasupra. Drojdea încă mai lucră, încă mai ridică aluatul. O să măsor tava până tu aici îți faci treaba. Am măsurat tava, este 40x27. Așa. Încerc să fac. Acum ce vreau să vă arăt. Cât mai profesional. Uitați cât e de subțire. Vedeți? Foarte subțire. Acum că ea să mai... ridică, eu ce să-i fac? Că iasă mai gros, că se ridică? Da. Deci e subțire, uitați aici. Așa. Chiar pun în tavă.
Mărginile ridicăm puțin când se pune merele să aibă unde să stea. Merele sunt strecurate. O să ne întrebați ce am făcut cu sucul. L-am pus în frigider, îl bem mai târziu. Hai să punem aici... Fac economie de timp acum la comentarii. Punem aici vanilie, dacă n-am pus în aluat. Zahăr vanilat. Zahăr vanilat, două bucăți. Și scorțișoara este aici. Ui. O linguriță de scorțișoară. Pot să pun și două, că-s două chile. Îi place mai mult scorțișoara. Nici așa, când e prea mult, zici că iute. A, e adevărat. Nu am străcurat așa bine merele și pun 2-3 linguri de griș. Una, două, nu-i chiar plină, 3. Acum am mis în siguranță că nu lasă așa multă apă, zamă. Altceva nu-i mai ce să punem la merele astea. Am pus tot ce-a trebuit. Mai luăm și... Asta mai crescut. Așa. Amestecăm cu două mânuțe. Zahăr vrei să pun? Nu. Merele dulce, pus două plicuri de zahăr vanilat. Este și în aluat, 100 de grame de zahăr. Deci amestecat bine. Așa. Las că stă el după ce îl pun aici. Deci mă răzălit cu tot cu coajă. Da. Așa, acum tu îl ții aici. Dacă toată lumea ar fi pe ei atâta cât fac eu, n-ar merge mai repede. Dar mie îmi place să fie bine. Știu că câteodată nu mi-s așa rapidă. Elizabeth făcea cu rola aia, știi? Da. Presa mărul. Și era atunci... Vrei să fac și eu cu rola? Nu. Nu mă-ți spun cum făcea. Exact cu rola din asta. Da, iată. Că facem cu rola.
Nu prea iasă când trebuie. Se lipește de rolă. Trebuie poate un să cumpi gole. Fă, mami, cum știi tu mai bine. Păi da. Păi da cum? Ia că așa. Că Elizabeth zicea că sunt mai bune plăcintele tale ca ea. Dar țin minte că i-am trimis cu mere și cu vișine. Da, de atât îi plăcea. Nu pot să mă decid, o zis. Să punea lângă copilul ei, Manu, seara pe la 6, să uitau la televizor împreună, își lua prăjitură și savura. Mult o chinuitea cu băiatul ei și mult și acum, și acum, Manu. Ea și acum le îngrijește. Da. Așa. Ăsta punem aici. Și ăsta mai crescuș. Am mai crescut o țară, da. Vezi dacă e vară. O să iasă o prăjitură minunată. Eu știu că iasă. Așa. Preferata mea e aia cu... Nu cu unt. Că e o diferență. Cu untură. De ce nu m-ai spus? Că acum îmi dau seama. Da, și eu la fel. Puteam să pun și eu. Nu unt. Untură? Mamă, da. Ce fani cu untură. Nu, asta e. Păță și eu ca Natalia. Nu, că n-am avut niciodată problemă la prăjitură cu măr cu untură. Deci preferata mea e cu prăjitură cu măr și untură. De ce n-ai zis? Acum am avut niciodată. Dacă ai fi spus... În minte. Că nu știu cum să mai mă scăp de un soare asta. Acum îți spune. Fă pachet la cutare și la cutare. Da, putem să facem, cum să nu. Dar, nu. Dar cât nu mă duc la om să bat la ușă. Nu, hai, ne vine, cât nu ne vine minte să facem treaba asta. Mai bine ți lăsa marginile alea, că alea sunt mai faine. No, mai lasă. Prea mult ce vrei. Alea dacă se lasă așa, sunt crocante. Că se prăjesc mai repede. Am terminat. Ia că asta ți-o las. Fain arată aluată. Foarte pufos. Parcă crește cum te uiți la el. Și uite așa. Important. Altfel se umflă. Mai ales că e cu drojdie. La cuptor se pune la 200 de grade, 180, 35 de minute, 30 de minute dacă e la 200, mai mult nu. Apropo, mărul nu s-a distuit de data asta, doar așa cum s-a văzut, s-a străcurat și s-a pus aici.
Acum punem un ouț. Ouț? Da. Două ouă. Nu am văzut să mai faci așa ceva ce faci acum. Adică? Să pun zahăr. A, zahăr? Păi zahăr. Să nu fie chiar ouă gol. Cam palid ou. Vezi? Nu mai asculta să iei ouăle alea cu coaja albă. Alea nu mai le suport, după timpul lui Ceaușescu, că mai din alea primeam. Dar alea sunt mai galbene. Numai din alea primeam la alimentări. Dacă pune un pic de curcuma, știi ce fain îngălbenești? Apoi, nu, no, zic și eu așa, ca fapt divers. Vedeți? Un vârf de cuțet. Curcuma e foarte sănătos în bucătărie. Are multe beneficii pentru organism și antitumoral, am înțeles că e antiinflamator. No, eu nu mai bat. Că m-am săturat. Asta nu-i bine, bună perie. O să prinde o culoare frumoasă deasupra. Da, dar cam prea mult a luat. Trebuia mai puțin. Nu. E fain așa. O luat un pic mai crescut. Așa e și la macul galben. La fetele de la macul galben. Deci dumneavoastră trebuie să spargeți un ou, nu ca mine. Ia că-te-l. Asta îl fac la tati. No. Dar nu rămâne acolo. Îi place o mult. O, dai cu zahăr. Poți să duci... Dai cu zahăr. Du la okay. Cuptor. Punem la cuptor, pe curând. Și gata, este prăjitura. 35 de minute. Eu am pus-o la 200. Acum ce am eu de spus? Dumneavoastră să nu puneți 600 de grame de făină. Puneți 400-500, depinde cât e tava, ca să nu iese foile alea așa groase. Păi, dar noi am vrut să iasă așa mai groasă. Puneți numai 600, eu dacă vreți așa. Eu n-am vrut să iese așa groasă, să știți. Deci ați văzut că acum am scos-o. Deci e caldă, caldă, fierbinte. Așa arată. Nu pot să întorc, are marginea. Am uitat. Mamă, ce bine miroase. Și nu vrei să o tăiem? Păi n-am cum să o tai așa caldă. Da. Dar asta e
cred eu că... Nu, uite, taie asta, așa, câteva bucăți și pun lângă asta la altă mare, așa cum e pe lemn. Înțelegi cum zic? Da. Pricep, dar nu înțeleg. Ia. Așa. Și acum, dacă o țin așa... Pe dungă? Dacă taie mai bine. Nu trebuia să tai pe dungă. Că-i beată. Să proptește de... Deci dacian e învățat așa. Nu lasă. Cu un zahăr pe aia deasupra. Nu. Da. Ok, ok. Uau, ce fain. Te marginile. Mami, ai nimerit-o. Adică? Așa cum face Mari. Mami poate mai pune și ea vanilie în aluat. Eu am uitat. Am uitat tot. Suntem năcăjâți pentru Natalia și cu școala și cu tăte. Da, asta e. Toate strecătoare. Da. Deci nu pun deasupra. Nu, uite ce frumoasă e. Ce s-o mai strici cu zahăr? Uitați hai așa. Ce frumos. Așa. Și asta. Unde mai pot? Nu, no, stai că nu-mi place ce faci. Stai așa. Ia așa. Și aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Una dintre ele. Da. Mamă, ce bine miroase. Foarte fain. Mamă, noroc că am pus vanilie în, în mere și scorțișoară. Dacă n-a luat, n-a pus. Eu vă doresc o zi binecuvântată, încercați și dumneavoastră. Eu aș spune, ca să nu vă iese foaia așa groasă, puneți 500, depinde de tavă. Nu, eu... 500 de grame de făină. Nu mă vreau să arăt, uitați, cât e mărul, două degete, și niciun deget nu îi aluatul. Dacă faceți așa, zic eu că e bine. Și aluatul e foarte fain, dar eu am tăiat-o acum, cum am scos. Dar, uitați. Așa e aluatul, fain, dar eu când am tăiat-o cu cuțitul, nu-i voie să o tai caldă. Eu vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Rețeta o să vă punem lângă... Unde să pune daci, că nici nu știu. Lângă mătură. Rețeta vă punem la descriere. La descriere. Eu nu scoaște daciile, eu numai cu mâncarea. Vă dorim numai bine, pace, la revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 4 septembrie 2024. Puneți limite sănătoase. Vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Apostolul Pavel scria în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17. În luarea hotărârii, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Am încheiat citatul.
Pavel s-a deprins să stabilească limite în relațiile sale, iar tu trebuie să faci la fel. Un om înțelept a spus, nu te plânge niciodată de ceea ce îngădui. Dacă nu stabilești limite, nu ai dreptul să te plângi de oameni care profită de tine și îți irosesc timpul. Ia exemplu de la Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da, confirmă Pavel în 2 Corinteni capitolul 1, versetul 19. Ca urmaș al lui, tu trebuie să înveți când este potrivit să spui da și când este potrivit să spui nu. Când oamenii te pun la colț, nevinovat fiind, înfruntă imediat în particular și personal. Iar dacă nu vor să te asculte, ia pe cineva cu tine. Iar dacă nu vă ascultă pe niciunul, du-te la conducătorii bisericii. Aceștia sunt pașii indicați de Mântuitorul în Matei 18, versetele de la 15 la 17. Fii clar și ferm cu privire la ce tolerezi și ce nu tolerezi. Îmi amintesc cuvintele unui cântec. Trebuie să susții ceva sau vei cădea la orice. Simte-te confortabil să-ți exprimi dorințele și preferințele fără teama de respingere și înstrăinare. Așadar, rostește această rugăciune. Doamne, ajută-mă să slujești și să dăruiesc celorlalți dintr-o inimă curată și nu din nevoia de dragoste și acceptare. Prin autoritatea cuvântului Tău, mă rog ca Duhul de frică, care m-a împiedicat să stabilesc limite sănătoase, să plece acum. Îmi pun încrederea în Tine. Nu mă voi teme de ce îmi pot face oamenii, cum scrie în Psalmul 56, versetul 11, în numele Domnului Iisus. Amin. Să lucrezi tot cu mine ești.
ești cel pe care l-aștept. Vino tu în timpuri grele, ia poveri orice durere. Lumina ta transformă noaptea în zi. Isso.